alerga pe terenul solid, căutând un drum pentru a ocoli un lac întins, când văzu în față o creatură ciudată, asemănătoare unei broaște. Stătea pe vine în apă, cu trupul ca de cauciuc remuit deasupra unei scoici pe care tocmai o deschisese, lingându-i interiorul cu mișcări rapide ale limbii lungi. Coborând cochilia goală, făptura se ridică în fața lui Cuigon, cu urechile mari și pleoștite fluturând pe lângă capul de amfibie, cu ciocul de rață încă mestecând delicatesele găsite în scoică. Ochii pedunculari situați în partea de sus a capului clipire nedumeriți, văzând pe Cuigon și celelalte animale din jur, apoi zăriră pentru prima dată umbra uriașă de care fugeau aceștia. Oh, oh, Bolborosi stâlcit creatura. Cuigon sări prin stânga ei, căutând să se ferească din calea transportorului care se apropia. Făptura dădu drumul scoicii și, cu ochii larg deschiși și înspăimântați, se agăță de mantia lui. Azutor, azutor, țipă plângăcios, cu chipul contorsionat de șoc și disperare. Dăm drumul! Strigă cu Igon, încercând zadarnic să se elibereze. Transportorul vuia spre ei, trecând peste suprafața mlaștinii, strivind ierburile și împroșcând gerbe de apă. Se apropia amenințător de Cuigon, care încerca din răsputeri să scape de ființa ce se agățase de el, trăgând-o în lateral în tentativa zadarnică de a se elibera. În cele din urmă, când transportorul ajunsese la numai câțiva metri distanță, ridicându-se ca o clădire gata să se prăbușească peste ei, maestrul Jedi împinse creatura în apa puțin adâncă de la malul lacului și se azvârâi peste ea, cu fața în jos. Transportorul Federației trecu pe deasupra lor, însoțit de un zgomot infernal și de unde de șoc ale căror vibrații îi în noroi. După ce se îndepărtase suficient, qui se sculă și inspira adânc. Ciudata făptură se ridică odată cu el, încă ținându-l strâns de braț, cu apa murdară și roindu-i pe față. Aruncă o privire scurtă înspre transportor, apoi se întoarse spre maestrul Jedi și el îmbrățișe euforic. Aoleu, aoleu, bolborosi cu glas pițigăiat. Eu să iubesc la tine, iubesc mereu, îi spuse și începu să-l sărute. Lasă-mă, se răsti cu Igon. Nu gândești deloc, n-ai creier. Ai fost cât pe aici să ne ucizi pe amândoi. Creatura păru ofensată, Eusa nu s-a Eu Eusa vorbeste. Capacitatea de a vorbi nu te face mai inteligent. Se strop și cuigon, care n-avea chef de politețuri. Acum dăm drumul și dispari. Se eliberă și începu să se îndepărteze, aruncând priviri îngrijorate în direcția din care se auzeau zumzetele pe puncta punct. Urilor, ființa șovăi, apoi se luă după el. Nu, nu, eu s cu tu să stau. Eu sa stau. Jar, jar, loial, gungan, servitor umil. Eu sa la tu să prieten, eu sa. Maestrul Jedi abia dacă i a o privire, fiind mai atent la umbrele din jur, căutându-l pe Obi-Wan. Mulțumesc, dar nu-i cazul, mă descurc mai bine fără tine. Gunganul Jar Jar porni după el, plăscăind prin apă și împroșcând. Totul în jur, cu brațele agitate ca o morișcă. Oh, dar necesar este. Cerut de zei este. Asta datorie de viață. Eu să știu asta, asta cum cunosc numele meu Jar Jar Binks. Mlaștina reverbera în sunetele motoarelor pe puncta punct. Urilor și două platforme se iviră din ceață, urmărindu-l pe o wan care fugea, droizii de luptă care le pilotau și pregăteau atacul. Cuigă o trase sabia și el îndepărtă pe Jar Jar. N-am timp de asta acum. Trebuie să mă iei cu tusă. Jar Jar se opri, auzind zgomotul pe puncta punct. Urilor, se întoarse și, când le văzună pustindu-se spre ei, ochii ieșiră iarăși din orbite. Oh, oh, o oh, oh, să... Cui Gon îl apucă pe Gungan și el aruncă din nou în mlaștină, cu fața în jos. Culcat, activă sabia și se propt zdravă în picioare, în timp ce obuon și pe puncta punct. Urile urmăritoare se apropiau. Jar Jar înălță capul și urlă. Noi să murim. Droizii de luptă deschiseră focul cu laserele de pe platforme, tocmai când Obi-Wan ajunse lângă prietenul său. Cuigă în pară loviturile cu sabia, devindu-le înspre atacatori și pe puncta -punct. Urile explodară în mii de de metal încins, care căzură în laștină. Extensie, obi se chinuia să-și recapete răsuflarea. Iertare, maestre. Apa mi-a circuitat sabia. Își arătă arma, care avea vârful lamei negrit și ars. Cuigon o inspectă fugar. În spatele lor, Jar Jar Binks ieși din apa noroioasă am laștinii și el privi curios pe noul sosit. Iar a uitat să închizi sursa de alimentare, nu-i așa? Întrebă sever cuigon. Așa se pare, maestre, în cuvință spășit tânărul. Reîncărcarea nu va dura mult, dar curățarea va fi destul de nevoioasă. Sper că ți-ai învățat în cele din urmă lecția, tinere padawan. Da, maestre, acceptă umilod, won sabia întinsă de acesta. Jar Jar făcu un pas înainte, lipăind din tălpile de amfibie, cu urechile și membrele lungi mișcându-se în toate direcțiile. Salvat la mine din nou, tusă, îl întrebă retoric pe Cuigon. Cine mai e și ăsta, privi mirat Obwon. Un gungan, un băștinaș, pe nume Jar Jar Binks. Atenția lui qui se îndreptă asupra mlaștinii, să mergem, înainte să apară alte pe puncta punct. Uri. Mai multe? Mai multe ai spus? Icni Jar Jar îngrijorat. qui se pusese deja în mișcare, mergând grăbit prin mlaștină. Obwon îl urma la numai un pas și, după o clipă, li se alătură și Jar Jar, mișcându-și iute picioarele lungi și rotind ochii care încotro. Escuzați, dar cel mai sigur loc Otoh Gunga este, vorbi el, încercând să le atragă atenția. De jur prejur, platformele continuau să zumzeie prin cețuri, producând sunete ce aduceau cu scheunături. Otoh Gunga, repetă Jar Jar. Acolo crescute usa. Sigur oras. Cui gon se opri și el privi cu atenție pe Gungan. Ce ai spus? Un oraș? Jar Jar aprobă din cap entuziast. Poți să ne duci acolo? Ah, oh, oh! Părut dintr-o dată speriat gunganul, nu s cred că pot duce voisa. Nu s chiar, nu s-a. se apropie de el, cu ochi negri pătrunzători. Nu. Jar Jar avea o privire ca și cum ar fi dorit să se facă una cum la știna în care se aflau. Înghiți în sec, iar ciocul îi se deschise și se închise ca la pești. Asta ne caz, dar... Eusa s-a frică pedepsit. Trimis afară. Eusa s-a uit, boss, n face mult rău la Eu dacă întors. Mult rău. Un sunet pulsator profund și grav se ridică deasupra țiuitului platformelor, răzbătând prin ceață și umbre, tot mai puternic. Jar Jar privi împrejur speriat. Oh, oh! Auzi? Îl întrebă încet cu igon, împângându-l cu degetul în pieptul osos, iar Jar Jar încuvință din cap șovăielnic. O mie de lucruri din acestea teribile vin direct spre noi, amice Gungan. Și când te vor găsi, te vor face una cu pământul, te vor fărâmița în mii de bucățele și te vor da uitării, adăugă obuon cu un rânjet încântat. Jar jar roti ochii în cap și înghiții alt nod. Oh, oh. Cred dreptate tusă. Gesticulă frenetic și adăugă, pe aici, pe aici. Grabă. În fugă, cei trei se pierdură în cețurile amurgului. Ceva mai târziu, ieșiră dintre ierburi înalte și papură deasă, la marginea unui lac atât de întunecat la culoare, încât în reflecția razelor amurgului nu se putea distinge nimic sub undele sale. Jar-jar se îndoi de mijloc, sprijinindu-și mâinile cu trei degete pe genunchi osoși și încercând să-și recapete suflul. Se întoarse apoi să privească drumul pe care veniseră și urechile lungi fâlfâiră la mișcarea bruscă. obi clătină din cap înspre Cuigon, într-o ușoară admonestare. Nu-l încânta deloc decizia maestrului său de a urma creatura aceea atât de stranie. Undeva în depărtare, se auzea vuietul profund și constant al motoarelor transportoarelor federației. Cât mai avem? Întrebă Cuigon. Gunganul arătă spre lac. Noi sa sub apă mergem, da? Cei doi Jedi se uitară unul la celălalt, apoi scoaseră din mantii niște containere mici, din care apărură aparate portabile de respirat, de mărimea unei palme. Eu s-a previn voisa. Ochii lui Jar Jar alergau de la unul la celălalt. Gungani nu s-a plac străini. Voi nu s-a binevenit. Obuan strânse din umeri. Nu-ți face griji. Azi n-am avut deloc parte de primiri călduroase. Să mergem. Îi făcu semn cu Igon, fixându-și între dinți dispozitivul de respirat. Gunganul ridică la rândul său din umeri, ca și cum și-ar fi declinat orice responsabilitate pentru cele ce aveau să urmeze, se întoarse spre lac, făcu o tumbă dublă în aer și dispăru în întuneric. Jedi îl urmară. Coborără prin apa mâloasă, urmând silueta zveltă a lui Jar-Jar, care părea mult mai în largul lui decât pe uscat. Înota lin și grațios, cu membrele lungi întinse și înduind corpul cu o ușurință ce dovedea exersare. Înotară mult timp, coborând mereu, iar lumina de la suprafață dispăru treptat în urma lor. Puțina lumină existentă aici provenea din surse subacvatice, care nu erau toate vizibile. Pe măsură ce minutele treceau, Obon se îndoia tot mai mult de drumul pe care îl aleseseră. Apoi, dintr-o dată, zărirea altă lumină, de această dată o licărire constantă, care venea de jos. Treptat, în fața ochilor apăru o tohgunga. Orașul era un ciorchine de sfere legate între ele ca niște baloane și ancorate de piloni uriași de piatră. Una câte una, sferele deveniră tot mai clare și, pe măsură ce se apropiau, putură distinge particularitățile structurilor și trăsăturile gunganilor din interiorul lor. Jar Jar înotă direct spre una dintre sferele cele mai mari, iar Jedi îl urmară îndeaproape. Când ajunse lângă sferă, gunganul o apăsă cu palmele și învelișul ei cedă, lăsând mai întâi să-i pătrundă brațele, apoi capul, corpul și în sfârșit picioarele, înghițindu-l pe dea întregul și închizându-se după aceea etanș. Uimiți, Jedi îl urmară în sferă, prin membrana stranie care nu le-au pus rezistență. Odată intrați, se treziră pe o platformă ale cărei trepte coborau spre un scoar înconjurat de clădiri. Lumina radia din pereții sferei într-un flux continuu, iluminând spațiul dinăuntru. Jedi găsiră aerul respirabil. În timp ce coborau spre piațetă, cu apa și roindu-le de pe haine, gunganii începură să-i observe și se împrăștiară, scoțând țipete de alarmă. Imediat apăru un pluton de soldați în uniforme, călări pe animale cu două picioare, care aveau ciocuri oarecum asemănătoare cu ale călăreților. Cui Gon și aminti că animalele se numeau cadu, alergători prin maștini, cu picioare puternice, rezistență mare și simțuri ascuțite. Soldații purtau electropoli lungi și amenințătoare, pe care le folosiră pentru a îndepărta mulțimea de gură cască, în vreme ce se apropiau de grupul intrușilor. Salve, capitan Tarpals! Îl salută Jar Jar pe conducătorul plutonului. Eu s-a întors. Nu s-a iar. Jar Jar Binks. Se răst celălalt, în mod evident iritat. Tu să mergi la Bosnas. Vezi ce spune Elsa. Tu să mare necaz data asta. Ignorându-i pe Jedi. Îl înghionti scurt pe Jar Jar cu electropolul, iar șocul care îl străbătu pe sărmanul Gungan îl ridică o jumătate de metru deasupra solului. Jar Jar își frecă spatele, bombănind. Soldații îi escortară printre clădirile orașului, apoi prin câteva pasaje interconectate, până ajunsele în sala Consiliului din turnul înalt, așa cum le comunicase în șoaptă Jar Jar. Pereții erau transparenți și în exteriorul membranei se vedeau notând peștișori strălucitori, ca niște steluțe pe fundalul întunecat. Un amfiteatru semicircular dispus pe două niveluri domina sala. Toate locurile erau ocupate de oficialități înveșmântate specific funcției. Noilor veniți li se făcu repede loc printre gunganii prezenți acolo pentru diverse probleme. Gunganul de pe scaunul cel mai înalt era un individ îndesat, atât de apăsat de vârstă și de o greutate încât îți era imposibil să-ți imaginezi că ar fi fost vreodată la fel de subțire ca Jar Jar Binks. Pielea îi atârna din corp în falduri largi, gâtul ei era înfundat între umeri, iar fața avea o expresie atât de acră, încât până și Jar Jar păru că se face tot mai mic, pe măsură ce era un pinci înainte. Oficialitățile gungane îi priviră și schimbară câteva cuvinte între ele, ce doriți, străinilor, se răst bos nas la cei doi Jedi, după ce li se prezentase. qui gon îi răspunse, povestindu-i ce îi adusese pe Nabo și avertizându-l la supra invaziei care avea loc pe suprafață, apoi solicită ajutorul gunganilor. Consiliul ascultă în liniște, fără un cuvânt. După ce maestrul Jedi termină, Boss Nas scutură din cap, iar carnea de pe gâtul lui gros se clătină în valuri. Voi să nu s-a puteți sta aici. Armata de mecanisi nu s-a problema noastră armata droizilor de luptă este pe punctul de a-i ataca pe naboini, insistă Cuigon. Trebuie să-i avertizăm. Noi să nu s-a plac naboini. Mără iritat, boss, nas. Ei să nu s-a plac gungani. Naboini crede ei să destepți. Crede creierilor mai mare. Ei să nimic cu noi să, sa, noi să sa însmârc, ei să sus. De mult, noi să nimic cu ei să. Asta obicei nu s-a schimbat pentru mecanisii. După ce îi vor înfrânge pe naboini, Droizii vor veni aici și vă vor cotrop și pe voi, rost încet obon. Eusa nu s-a crede asta, chicoti boss Eu Eusa a vorbit poate o dată sau două ori cu naboieni, niciodată cu mecanisii. Mecanisii nu s-a vin aici. Ei să nu s-a stiu măcar gungan există. Ceilalți membri ai Consiliului de Dură aprobator din capete, murmurând în semn de admirație față de înțelepciunea lui. Voi și naboienii sunteți legați, reluând încăpățânat obon, deloc mulțumit să cedeze ușor ce se va întâmpla cu unii îi va afecta și pe ceilalți. Trebuie să înțelegeți asta. Bosna să îi trăie vorba cu un semn din mâna groasă. Noi să nu să stim nimic de voi să, străini, și nu să pasă de năboini. Înainte ca Opuon să-și poată continua argumentația, Cuigon făcu un pas înainte. Atunci ajutați-ne în drumul nostru cerui el, ridicând mâna cu un gest indiferent și trecând-o încet prin fața ochilor conducătorului Gungan, într-o invocație rapidă a puterii Jedi de persoasiune mentală. Boss Nas îl privi fix, apoi în cuvință din cap. Voi să departe. Avem nevoie de transport până la Thed. Bine. Boss Nas aprobă iarăși din cap. Noi să dăm voi să bongo. Drum mai rapid la Thed prin centru planeta este. Voi să plecați acum. Îți mulțumim pentru ajutor, făcu un pas înapoi cu Igon. Plecăm în pace. Când cu Igon se întoarce să plece, obi îi șopt la ureche, Maestre, cei un bon go? Cu Igon îi aruncă o privire scurtă și ridică gânditor dintr-o sprânceană. Sper să fie o navă. Se îndepărtau de Bos, Nas și de celelalte oficialități gungane, când îl zărire pe Jar Jar Binks stând nefericit într-o parte, așteptând cu cătușe la mâini să fie judecat. Cuigon încetin și privi în ochi nefericita faptură maestre, spuse Obi-Wan încet, ca un avertisment. Îl cunoștea prea bine pe qui ca să nu știe ce avea să urmeze, maestrul Jedi se apropie de Jar-Jar și rămase locului, privindu el. Voi să ne cazuri, declară gunganul morocănos, aruncând priviri în jur, să vadă dacă nu-i ascultă cineva. Drum prin centru pericol mare. Mulțumesc, prietene, înclină din cap cu Igon. Jar Jar Binks ridică din umeri și părut trist. Asta bine apoi aruncă spre maestrul Jedi un zâmbet timid și o privire plină de speranță, ajutor la eu acum binevenit. Cui gonă zice. Maestre, n-avem timp, îl sfătui încet Obi-Wan, apropindu-se. Maestrul Jedi se întoarse spre protejatul său, cu o căutătură. Încruntată. Timpul pe care îl pierdem acum s-ar putea să ne fie de folos mai târziu. Jar Jar ne-ar putea ajuta. Obi-Wan clătină din cap, exprimându-și fără rețineri frustrarea. Mentorul său era uneori prea dornic să se implice rapid și inutil în cauze care nu-l priveau. Obiceiul acesta îl costase de mai multe ori în fața Consiliului Jedi și, într-o bună zi, avea să-l nenorocească. Simt o pierdere a concentrării, îi șopt. Ai grijă, tinere obuon, îl fixă cu igon, sensibilitatea față de forța vie nu este punctul tău forte. Tânărul Jedi îi susțin privirea o clipă, apoi se uită în altă parte, rănit de observație. Cuiga nu i întoarse spatele și făcu cale întoarsă spre Boss nas. Ce se va întâmpla cu Jar Jar Binks? Întrebă el. Boss nas, care se adâncise într-o conversație cu altă oficialitate gungană, se răsuci supărat, pufăind din fălcile umflate. Binks călcat regula nu s-a întoarce. Călcat exil. El s-a pedepsit. Nu prea sever, sper, insistă maestrul Jedi. Ne-a ajutat mult. Un râs le-a din dinspre Bosnas. Data asta, moarte undeva în spate, jar jar binks gemus gomotos. În toată sala se auziră murmure. Până și Obi-Wan, care îi se alăturase din nou maestrului său, păru șocat. qui gon gândea rapid. Avem nevoie de un navigator care să ne conducă prin centrul planetei, către Thed. I-am salvat viața lui Jar Jar, când era la suprafață, și mi este dator pentru asta. Vreau să-mi plătească datoria. Bosnas îl privi tăcut și o încruntătură severă îi brăzdă fruntea și încreți gura capul părucăii se adâncește și mai mult între umeri, între faldurile de piele ce-i acopereau gâtul. După aceea, ochii săi mici îl căutară pe nefericitul jarjar -Jar și, văzându-l, gesticulă spre el. Binks! Jar Jar se apropia ascultător, oprindu-se lângă Jedi. Tu se datorie o viață la străin? întrebă amenințător Boss Nas. Jar Jar în cuvință din cap. Capul și urechile îi atârnau plege, dar, în priviri, îi se vedea un licăr de speranță zeii voștri cer ca el să-și plătească datoria, insistă cu Igon, trecând iarăși mâna prin fața ochilor lui bosnas și apelând la puterea Jedi de convingere. Viața lui îmi aparține acum. Liderul Gunganilor analiză doar o clipă situația, înainte de a aproba. Viața lui zăție. Oricum el să valoare nimic. Plecat fi cu el să. Un paznic se apropie și înlăture cătușele de pe încheieturile lui. Jar, jar. Hai, jar, jar, îl sfătui cu întorcându-l spre ușă prin centru, băigui jar-jar, înțelegând dintr-o dată ce se petrecuse. Nu s-a conta Eusa. Mai bine mor aici decât în centru. Eusa nu s-a merge. Deja cei doi Jedi îl trăgeau afară din sală, departe de văzul și de auzul lui Bosnas. Asterisk, Asterisc, asterisc, pe puntea navei de comandă a Federației Comerciale, Gunrai și Hako se aflau singuri în fața hologramei lui Darth Sidious nici unul dintre neimoidieni nu-l privea pe celălalt și amândoi sperau că Lordul Seth nu le poate percepe gândurile. Invazia decurge conform planului, Lordul meu, spunea viceregele, a cărui îmbrăcăminte îi ascundea tremuratul ocazional al brațelor, atunci când stătea în fața siluetei înveșmântată în mantie. Armata noastră se apropie de Thed. Bine, foarte bine, vorbi cu glas încet și calm Darth Sidious. Senatul este împodobit în proceduri. Când incidentul va fi supus votării, senatorii nu vor avea alternativă decât să accepte succesul blocadei voastre. Gunrai aruncă o privire rapidă spre compatriotul său. Regina este foarte încrezătoare că senatul îi va da dreptate. Regina Amidala este tânără și naivă. Veți vedea că nu vă va fi greu să o controlați. Holograma pâlpui. Te-ai descurcat bine, vicerege. Mulțumesc, lordul meu, spuse Gunrai și holograma dispăru. tăcerea care urmă. Cei doi neimoidieni se priviră îngrijorați. Nu i-ai spus, zise acuzator Hako. Despre Jedi, Gunai dă duale hamite din mână. Nu-i nevoie să-i spunem. Nu-i nevoie să-i spunem nimic, până nu știm exact ce anume s-a întâmplat. Hako îi cercetă cu atenție chipul, apoi se întoarse și, părăsind puntea, spuse ca pentru sine, nu, nu-i nevoie. Capitolul 4 obi se aplecase deasupra comenzilor bongoului, familiarizându-se cu ele, Jar Jar se așezase alături, pătând câmpii, iar cui Gon stătea în penumbră din apoia lor, tăcut și atent. Asta nebunie. Genul Jar Jar în timp ce bongoul se îndepărta încet de sferele lucitoare din Otoh Gunga, afundându-se în apele naboine. Bongoul era o mică navă subacvatică, constând în principal dintr-un generator electric, un sistem de control și scaune pentru pasageri aducea oarecum cu un calmar, având aripioare plate, alungite spre spate și tentacule în partea posterioară, care se roteau, propulsând nava. Trei carlingi mici cu cupole bulbucate erau dispuse simetric, câte una pe fiecare aripă și a treia în față, pe botul navei. Cei doi Jedi și Gunganul ocupau carlinga de pe bot, unde Obi-Wan se instalase la comenzi, iar Jar Jar primise ordin să-i călăuzească prin centrul planetei. Se părea că Naboi era brăzdată de tuneluri subacvatice și, dacă îl puteai descoperi pe cel corect, reduceai considerabil timpul de călătorie. Sau, ca alternativă, gândi pesimist Obuon, îți poți foarte bine frânge gâtul. Noi sau sândiți. Bodogănii jar-jar plângăreți. Ciocul lui se îndepărtă de sistemul de direcție, întorcându-se spre Jedi, iar urechile lungi se legănară ca niște aripioare ridicole. Unde mergem, capitan Cuigon, tu ești navigatorul, îl înțepă cu Igon. Jar, jar, scutură din cap. Eusa, tu visezi. Eusa nu s-a cunosc nimic despre asta. Cu Igon își puse mâna pe umărul gunganului. Relaxează-te, prietene. Forța ne va conduce. Forța? Cei forța? Jar, jar nu părea impresionat. Forța asta max tare, să zic. Salvare la Eusa, la Voisa, la noi să toți forța asta. obi închise disperat ochii. Era pe cale să se întâmple un dezastru, dar Cuigon trebuia să-l rezolve. El nu trebuia să intervină. La urma urmelor, Cuigon îl adusese pe Jar Jar Binks. Și nu pentru că ar fi fost un navigator priceput, sau pentru că ar fi dat dovadă de o cât de mică fărâmă de talent în orice privință, ci pentru simplul motiv că era altul dintre proiectele pe care maestrul său, care ne socotea în mod repetat recomandările Consiliului, îl considera valoros și util. Acest lucru îl preocupa și în același timp îl frustra pe Obwon. Mentorul lui era probabil cel mai de seamă cavaler da în viață, o prezență dominantă în Consiliu, un luptător puternic și curajos, care refuza să se lase intimidat până și de cea mai înfricoșătoare provocare și în același timp un om bun și generos. Probabil că această ultimă calitate îl băgase în atâtea necazuri. Ignorase în repetate rânduri Consiliul, în probleme pe care Obwon le considera lipsite de relevanță avea cu totul altă viziune despre celul existenței unui Jedi, despre natura serviciilor sale și despre cauzele ce trebuiau apărate, și și urmărise viziunea cu o persistență neabătută. Obi-Wan era tânăr și nerăbdător, încăpățânat și nici pe departe în armonie cu forța, la fel ca qui -Gon, totuși credea că înțelegea mai bine pericolele pe care le presupunea asumarea prea multor sarcini. qui -Gon ar fi îndrăznit orice atunci când descoperea ceva care îl interesa, chiar dacă în felul același i-ar fi riscat viața. Așa se întâmpla și acum. Jar Jar Binks reprezenta un risc major și nu exista nici un motiv pentru a crede că asumarea riscului ar fi adus o răsplată cât de mică. Gunganul continua să bombăne, privind în același timp afară, ca și cum ar fi căutat un indicator care să-i îngăduie cel puțin să pretindă că știa ce face. Ob wan din dinți. Nu te amesteca, își spuse în sinea lui, cu asprime, nu te amesteca. Prea comenzile, i se adresă repezit lui Jar Jar, apoi se ridică din scaun și îngenunte lângă Cuigon. Maestre, nu se mai putut stăpâni el, de ce continui să târăști după noi creaturi patetice, care nu ne pot fi de mare folos? Poate că așa par lucrurile acum, surâse ușor cu Igon, dar trebuie să privești mai adânc, obi Am privit suficient de adânc și nu există absolut nimic de văzut. Izbuc iritat tânărul. Gunganul nu-i decât o distragere inutilă. Poate, pentru moment, cu timpul însă asta se poate schimba. Obi-Wan încercă să mai spună ceva, dar maestrul Jedi îi e vorba din scurt. Ascultă-mă, tinere Padawan, în interiorul forței există secrete ascunse, ce nu sunt ușor de descoperit. Forța este mare și ea tot pătrânzătoare, și toate ființele vii fac parte din ea. Nu însă întotdeauna scopul fiecăreia este evident. Câteodată acest scop trebuie mai întâi simțit, pentru a putea fi dezvăluit ulterior. Chipul celuilalt se negură. Unele secrete ar fi mai bine să fie lăsate ascunse, maestre, clătină el din cap. Și apoi, de ce trebuie să fii tu mereu cel care face dezvăluirea? Știi ce părere au membrii Consiliului despre aceste ocolișuri? Poate că măcar o dată ar fi bine să lași dezvăluirea pe seama altcuiva. un părut dintr-o dată trist. Nu, Obwon. Secretele trebuie dezvăluite atunci când le descoperi, iar ocolișurile trebuie făcute atunci când le întâlnești iar dacă te afli la o răspântie sau în locul unde este îngropat un secret, nu trebuie niciodată să lași pe altul să acționeze în locul tău. Ultima lumină din Otoh Gunga dispăru în pâclă și apele în într-un nor întunecat. Jar Jar conducea nava drept înainte, cu viteză redusă, dar constantă, fără să mai bodogăne sau să se agite, cu mâinile ferm pe comenzi aprinse farurile, atunci când beznaui cuprinse și razele galbene dezvăluiră straturi multicolore de corali răsucindu-se întortocheați în întuneric. Îți respect judecata, maestre, rost în cele din urmă obuon, totuși asta nu mă împiedice să-mi fac griji. Ca toți Jedi, obi fusese descoperit și luat de timpuriu de lângă părinții lui, iar acum nu și mai amintea deloc, cavalerii Jedi deveniseră familia sa. Dintre toți, cel mai apropiat era de Cuigon, mentorul lui de mai bine de 10 ani care îi devenise prietenul cel mai de încredere. Cui Gon îi înțelesese atașamentul și el împărtășea. obi era fiul pe care nu-l va avea niciodată, viitorul pe care îl va lăsa în urmă după moarte. Speranțele lui pentru obi erau imense, dar nu era întotdeauna de acord cu opiniile ucenicului. Ai răbdare, obi răspunse el încet. Uneori puțină încredere nu strică. Bongoul naviga printr-un tunel de corali și spoturile farurilor scoteau în evidență fisuri adânci, stacoji și mov. Peste tot, pești viu colorați notau în bancuri printre stâncile colțuroase. Gunganii și naboienii sunt în război, îl întrebă gânditor cui gon pe jar jar. Război nu s-a, scutură din cap gunganul. Naboieni și si gungani nu s-a luptă. Poate s-a mult timp în urmă. Acum naboieni departe de mlastină, gungani departe de câmpii. Nu s-a văzut unii la alții. Dar nu se plac, insistă maestrul Jedi. Jar jar fornei disprețuitor. Naboieni capete mari, mereu credei să mai buni ca gungani. obi -Wan se aplecă peste Jar Jar și examina atent peisajul din față. De ce ai fost exilat, Jar Jar? Gunganul scoase o serie de plescăituri. Asta lungă poveste, pe scurt, Eusa. Oh, oh, ah, cam stângaci. Ai fost exilat fiindcă ești stângaci. Exclamă Obi-Wan, nevenindu-i să creadă. Bongăul ieși într-o deschidere largă de apă între doi pereți gigantici de corali. Niciunul dintre pasageri nu observă forma întunecată care se desprinse de pe o proeminență și le luă urma. Eusa se foi jar, -jar provocat unul sau doua. Accidente. Bom stricat aparat sef. Atunci ei s-a alungat. obi nu înțelegea pe dea întregul tot ce îndruga jar-jar, dar înainte de a putea cere explicații, ceva lovi puternic bongoul, înclinându-l într-o parte un crustaceu uriaș cu multe picioare și fălci masive pline de dinți îi agățase cu limba sa lungă și trăgea fără grabă spre botul căscat. Monstru Ope! Urlă jar-jar înspăimântat. Noi să murim? Cu toată viteza înainte. Ordonă rapid cu Igon, privind fălcile monstrului care se deschideau în spatele lor. În loc să împingă maneta spre înainte. jar, -jar intră în panică și băgă în marșarier, trimițând micul submarin direct în gura atacatorului. Bongăul izbi violent fundul gâtului monstrului și șocul îi răsturnă pe Jedi de pe scaune, lovindu-i de pereți. Șirurile de dinți zimțați începură să se apropie, în timp ce ledurile de pe consola de comandă pâlpuiau intermitent. Oh! Oh! spuse Jar Jar. Obi-Wan sări rapid în scaunul copilotului. Lasă-mi comenzile. Prinse manșele, redresa vehiculul și apăsa accelerația la maximum. Spre surprinderea lui, gura monstrului o se deschise cu o zguduitură spasmodică și țâșniră printre dinții săi ca dintr-un tun. Liberi! Liberi! Țopăi în scaun jar-jar, bucuros peste poate de norocul lor. O privire rapidă aruncată înapoi le arătă însă că avuseseră noroc din alt motiv decât crezuseră, monstrul Opei era prins între fălcile unei creaturi atât de imense, încât pe lângă ei apărea un pitic. Era un prădător lung, de forma unui țipar, având aripioare posterioare și membrele anterioare înarmate cu gheare. Fălcile sale teribile îl zdrobeau pe open bucăți mici, pe care le înghițea lacom. Monstru Sando Aqua, oh, oh, exclamă Jar Jar, îngropându și fața în mâini. Obi-Wan măriturația motoarelor, încercând să pună o distanță cât mai mare între ei și noua amenințare. Sando Aqua dispăru în spatele lor, dar luminile din cabină continuau să clipească rău prevestitor. Bongaul se scufunda tot mai adânc spre centrul planetei. Deodată ceva explodă într-un tablou de control aflat în spate, umplând carlinga cu scântei. În binările de deasupra se fisurară și apa porni să se infiltreze prin învelișul exterior al navei. Maestre, pierdem putere, spuse Obi-Wan când țiuitul propulsorului își reduse brusc intensitatea. qui Gon lucra a plecat peste tabloul de control avariat. Calm, încă nu suntem în pericol. Încă nu s-a pericol. Jar Jar lăsă deoparte orice pretenție de calm și țopăi în scaun. Afară monstri. Noi să scufundăm aici. Noi să putere nu sa. Voi să nebuni. Când să ziceți voi pericol, primi răspunsul mai repede decât se aștepta, brusc, luminile din interiorul navei se stinseră complet. Asterisc, asterisc, asterisc în sala de conferințe din nava de comandă a Flotei Federației, holograma uriașă lui Darth Sidious îi domina pe Gunrai și Haco. Viceregele Neimoidian și aghiotantul său stăteau nemișcați, cu ochii portocaliu roșie etici fix și chipurile reptiliene trădându-le teama ce paralizase. Silueta întunecată a lui Darth Sidious îi privea în tăcere. Ținuta acoperită aproape în întregime de faldurile mantiei nu trăda nici o reacție, însă postura rigidă a corpului lordului se vorbea de la sine. Mai dezamăgit, vicerege. Și eră el către Gunrai. Lordul meu, sunt sigur că... Mai rău, mă sfidezi. Fața Neinoidianului suferi o transformare înfricoșătoare. Nu, Lordul meu. Niciodată. Dar acești Jedi sunt atât de, imprevizibili, asta-i tot. Nu e ușor de distrus. Deci trăiesc, vicerege? Nu, nu, sunt sigur că au murit. Mai mult ca sigur. Doar, doar când avem confirmarea. Încă, Darth Sidious îl ignoră complet. Dacă trăiesc, își vor face apariția când se va întâmpla acest lucru, vicerege, vreau să fiu imediat înștiințat. Mă voi ocupa personal de ei. Gunai părea gata să se prebușească sub greutatea privirii pătrânzătoare a lordului Seth. Da, lordul meu, reuși el să îngăime, în timp ce holograma dispărea.